din moment ce totul e comestibil, uite-te și cum le procesez. Deci iau cu tot cu frunzuliță și trag. Sau oriunde, iau cranga. Asta e, dacă se rupe bucată mare, nu contează, e comestibil, e moale. E gustos. Bine, asta e prea iurea. E iurea ca dimensiune, nu ca să... Da, cam asta e. E destul de noapte acum, dar sper să vadă. Uite. Perfect, e bun la salată. Pot să mai iau și frunzele astea, sunt bune, dar nu știu dacă are sens. Sunt bune și astea care sunt de-abia ieșite din bubă. Tot. Ce mai rămâne? Compost. Grămadă uscată și compost sau mulci, mulci. Cam asta e ce a rămas. Na. Cred că ce fac acum, le rup ca să pot să le bagi în gură, să încapă. Nu prea eu nu prea sunt la salată, cel puțin. Bine, la salata de salată. La aia eu nu tai salata, am mișcat de așa ceva. Eu o rup. Mi se pare și mai gustoasă dacă o rup, parcă se mai pătrunde, știi? Și nu cred că n-am auzit pe nimeni să se nece cu o salată în viața mea. Adică... Da, și cam asta. Cam asta ar fi salata. Tot ce e aici e comestibil. Puțină sare, eventual zahăr, puțin zahăr, ulei. Oțet și gata. Mai are o câte o chestie asemenea, da. Și salată de flori și de păstăi, de ridichi și frunzulițe. Se poate mânca așa, nu mai trebuie pus altceva, dar poți să-l pui cu roșie, castravete, ceapă. Probabil că merge bine cu usturoiul, dar probabil cu ceapa. Care sunt așa mai gros, nu știu dacă are rost să le mănânc, nu cred că absorb așa repede, dar... De astea sunt vedetele, florile și păstăile. Uite aici, păstaie. Sincer, nu cred că are rost să vă arăt cum pun ulei și sare și oțet peste, dar... Și avem salată de flori, păstăi și frunze de ridichi. Încercați și voi și vedeți cum e. Să anunțați după. Sper să vă placă. Mâncare... absolut gratis. Adică ai ridichi, ai uitat să o colegi și ai mâncare gratis, ai o salată de ridichi. Deci chiar cred că e mai bună decât, e un fel de salată între salată și ridichi. Nu știu, e ceva deosebit. Gustați ce o să vedeți. Poate vă place. Poate este chestia voastră. Seară faină.